Bună ziua, sunt Virgil și în videoclipul de astăzi vom discuta despre conservele din lapte. După cum am văzut, laptele este un aliment prețios, dar în același timp un produs care se alterează și nu rezistă la păstrare în gospodărie, din cauza conținutului său mare în apă și a unui bogat sortiment de substanțe nutritive ce constituie un mediu extrem de favorabil dezvoltării microbilor. De aceea, eliminarea unei părți din apă, fie prin fierbe la temperaturi înalte, fie prin evaporare, apei distrug microorganismele și astfel laptele se poate păstra un timp îndelungat în vase închise fără să se altereze. Pe baza acestor principii se prepară conserve de lapte, laptele condensat, pulpere de lapte sau lapte praf rezistente la păstrare și ușor transportabile la distanțe mari. Păstrarea laptelui condensat, ambalat în cutii metalice ermetic închise, este foarte simplă. Cutiile se pot păstra în cameră la rece. Timpul cât se pot păstra în bune condiții, temperatura este destul de îndelungată. Durata de păstrare laptele este în funcție de felul ambalajului, cutii metalice sau pungi de plastic. Mai dificil este păstrarea laptelui praf ambalat în pungi de plastic, în cămări rece, în condiții obișnuite, limitate, până la care pot fi păstrate fără grijă, este de 10 până la 15 luni, acest lucru fiind de obicei specificat și pe ambalajul respectiv. La noi în țară se mai prepară lapte praf cu cacao, lapte praf cu malț, smântână, praf și omletă praf, formată dintr-un amestec de ouă cu smântână. La rândul lui, laptele este materia primă care stă la baza preparării unei game foarte variate de produse. Între produsele lactate amintim laptele fermentat cu o serie întreagă de specialități, cum sunt lapte bătut, iaurtul, laptele de putină, chefirul și smântâna. Toate aceste produse, în general, sunt ușor alterabile, se păstrează la frigider sau în cămări, în beci răcoroase și bine aerisite, dacă este posibil în vase cu gheață. De asemenea, untul este unul dintre cele mai însemnate produse lactate. Pentru a fi păstrat în gospodărie un timp mai îndelungat, untul se frământă, se sărează cu sare uscată sau cu saramură și astfel săra se păstrează în frigider. O metodă foarte bună de păstrare a untului, prin care acesta nu mai rânceșește, fiind în contact cu aerul, este păstrarea lui sub formă de bulbări în apă ușor sărată. În gospodărie, prin topire, untul se poate păstra un timp mai îndelungat. Untul topit se pune în vase sau borcane, se acoperă bine, se păstrează în locuri răcoroase. Însă cel mai bine, untul se păstrează cu ajutorul frigului, întrucât untul suportă temperaturi cel mai joase fără să schimbe aspectul și constituția. În afară de unt, din lapte se mai prepară și diverse brânzeturi ca brânză proaspătă de vaci, trapist, emmental sau schweizer, brânză telemea, brânză de burduf, de putină, cașcaval de dobrogeană, cașcaval de penteleu și alte sortimente. Toate aceste brânzeturi, după cantitatea de apă pe care o conține, se împart din punct de vedere al păstării brânzeturi moi, care au peste 50% apă, brânzeturi intermediare, care au peste 40% apă și brânzeturi tari, care au sub 30% apă. Brânzeturile se păstrează, cele cu un procent mare de apă, în putin pline cu saramură, în borcane sau în vase bine acoperite. Brânză de borduf se păstrează alternată în camere uscate, în cămări sau magazine răcoroase, lipsit de umezeală și cu o bună ventilație, iar cașcavalul și brânzeturile uscate se pot păstra pe poliță în cămară. Brânza păstrată în frigider va fi pusă într-o pungă de plastic bine strânsă la gură pentru a-și menține frăgezimea. Vă salut și vă doresc o zi cât mai plăcută. Ne vedem data viitoare la un nou videoclip.